Salutare tuturor, sunt Chris Mihai Gen și da, acesta este un videoclip afară. Și bine am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi o să fac un videoclip mai special pentru că fac videoclipul afară. Așa că dacă mai vreți episoade, nu uitați să lăsați și voi un like și un subscribe. Dacă mai vreți episoade speciale și ca să jucăm și noi fotbal. Acum vreau să fac un videoclip cu șuturile mele, adică fotbal, și să-mi arăt și eu papucii, că nu mi-arăt acum, i-arăt cam pe la final, ca să nu stric tot acum. Haideți să începem și noi să dăm un șut aici de încălzire. Știu că nu prea dau bine și nu prea se vede bine cum dau șuturile, dar na, măcar încerc. Că mă strădui și așa. Oh, nu eu am dat. Hai că auziți așa gheață sau ceva? Da, calc pe ea. Ca la mine în curte încă mai e gheață. Că încă nu s-a uscat tot. Bun. Hai să dau și-o șutul ăsta mai bun. Da, am dat cam încet, dar măcar am dat gol. Nu e nimica, că de-abia am venit afară și o să mă încălzesc. Că în casă, adică nu prea mai vreau să fac videoclipuri numai cu Minecraft, Fortnite și de astea așa. Eu vreau să fac și videoclipuri pe afară. A, cred că mi-au arătat puțin din papuc, dar nu contează. O să vă arăt și informații despre ei ca pe la final. Da, am dat paralel cu totul. Dar haideți să vă arăt ceva. Deci, vedeți mingea asta de aici, da? Deci, să vedeți cum dau cu ea, pentru că asta e cel mai mare efect. Zici că sunt Roberto Carlos, nu știu dacă îl știți, dar dădea niște șuturi ăla, dar și cu minge normală. Stai să mă duc puțin mai departe, pentru că o dau peste gard. Cred că cam de pe aici. Cred că e distanță bună. Și acum dau cu șpițul un pic ca să ia niște efect. Că dacă nu dau cu șpițul, nu prea e efect. Și cu asta eu dau cu șpițul. Normal eu nu dau cu șpițul, pentru că nu e bine. Și se desumplă mingea, cam doare piciorul dacă dai în aleatari. Și na. Hai să mi-o dau câteva șuturi cu asta și după aia trecem la aia normală. Ca să știți, eu de-abia mi-am luat papucii ăștia de fotbal și de asta vreau să fac clip și cu ei. Ia! Am dat încet acum. S-a spus că pun pe pauză că se iau mingea. Bun, acum am luat-o și trecem înapoi la șuturi. Hai să mă duc cam, adică ca să dau de pe aici. Ia. Acum, bă, nu știu ce am, dar când filmez dau foarte slab, pentru că eu trebuie să mă ieși în telefon ca să văd dacă se vede mingea. Că dacă nu, degeaba mai dau. A, da, s-a cam văzut piciorul, dar nu contează. Hai să-i arăt, că o să mai arăt și pe la final. Stați puțin că se iau mingea. Da. Acum vreau ca să vă spun că acum ca să pun pauză ca să iau mingea. Nu contează că mi se va papucii, dar să-i vedeți și voi când dau șuturi așa. Hai, ultimul șut cu mingea asta. Da, uitați, dau pe lângă. Dar, na. Dau cam mereu pe lângă. Hai că o lăsăm acolo pe aia și trecem la mingea cealaltă. Așa. Hai să mă pun mai în față, nu așa de departe. Cam de pe acolo. Da, nu, am dat bine. Să puțin ca să pun pe pauză, să iau mingea. Bun, acum am luat-o și hai să ne ducem pe teren. Ca să știți, acolo dau eu șuturile la leagăn, că poartă de fotbal încă nu am. Și de-aia dau acolo.
Hai să dau de aici. Ma, vinclu, nu știu dacă ați văzut că a fost vinclu, dar a fost un vinclu frumos. Un vinclu clean. Hai să driblez și puțin pe videoclip, dar nu prea o să se vadă. Dar nu prea pot. Dacă vreau să fac brazilianca, nu pot, pentru că nu se vede. Uitați, am făcut-o peste mine, dar nu s-a văzut. Pentru că, na, nu am 10 camere. Hai să-mi dau un șut. Ma! Da, nu, adică, stai puțin că vă zic după aia ca să iau iar mingea. Bun, acum am luat mingea. Vreau să vă spun, stai. Am cam uitat. Trebuie să-mi aduc aminte ce vreau să spun. Tot uit. Lasă. Hai să dau de acolo. Nu merită să dau cu șpițul. Dau cu șiretul. Cam norocos acum, pentru că nu s-a dus înapoi. Hai să mai dau câteva șuturi. Ca să nu fie prea scurt videoclipul și prea plictisitor, ca să merg și eu papuci de fotbal, ca să, că poate îi vreți și voi să îi cumpărați, nu știu. Am dat bară. Hai să merg să o iau. Bun, am luat-o și acum hai să o dau pe teren. Uitați câtă zăpadă e aici! Da, știți ce vreau să vă spun? Pentru că pe 31 martie o să fac și face reveal și o să fie și un videoclip special cu Robert și cu un prieten și încă un verișor. Așa că apăsați și voi butonul acela de like. Revin. Bun, am revenit acum. Nu mai știu despre ce vorbeam. Dar hai să trecem înapoi. Ce vreau să zic? Cred că vreau să zic că mă dau câteva șuturi și eu o să-mi arăt papucii. Stai puțin că pun pe pauză că se iau mingea. Da, nu merge. Bun, am revenit. Mă dau puțin câteva șuturi să driblez ca să vă arăt și vouă. Dar nu se vede. Așa că o să dau numai șuturi. Doamne, cum am dat. Hai să dau și niște pase încolo, ca să vedeți. Ia, pot să dau și de aici, să vedem. Mamă, și-am dat! Ați văzut și voi? Hai să merg să o iau. Mai dau vreo 2-3 șuturi și o să vă arăt cum arată papucii, adică cum sunt în interior și așa. Hai, de aici, Roberto Carlos. Hai că Roberto Carlos am dat pe lângă, adică am dat în bară. Ultimele șuturi o să fie ca Roberto Carlos, adică de la îndepărtare și gol. Da, vedeți voi. Uitați cum mă refeream. Da, am dat și eu un șut acum. De m-am rupt. Lăs puțin ca să o mingea. Bun, am luat-o. Și ai ultimul șut acum și eu o să prezint pucii. Hai să dau un șut de aici, nu mai dau de la îndepărtare. A fost cu ghinion ultimul. Da, și acum hai să merg și păpucii. Au un pic de noroi pe ei, dar na. Stați puțin ca să mă descalc și eu. Deci, ia uitați, cam așa arată. Îi vedeți, nu?
Au un pic de noroi pe ei, dar în rest sunt super faini. Uitați, sunt de la Adidas. Așa, bun. Și sunt ăștia Predator Edge 3. Vedeți? Predator. Dar nu se focusează. Asta. Și au cramponele cam mici, dar e bun pentru ăsta artificial sau ceva, nu știu. Uitați, așa arată. Hai să-i mai prezint puțin și o să închei videoclipul după aceea. Că nu vreau să fie lung acesta. Dar a fost ceva, un pic puțin de tot special, pentru că e prima oară, adică primul meu videoclip afară. Deci, haideți să repet ce vreau să zic. Pe 31 martie este ziua mea și atunci o să fac un challenge obligatea, nu știu, adică cred că toată lumea știe jocul obligatea. Unul stă în poartă și ceilalți trebuie să dea șuturi. Dacă unul dă, ăla următorul e obligat. Și da, o să facem cu Robert și cu încă doi prieteni. Bun, cam atât a fost și cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați și voi un like și un subscribe dacă mai vreți. Eu am fost Chris Mihai Gaming și ne vom revedea data viitoare. Pa, pa!